dragi părinți și copii, bine ați venit în cadrul deschiderii vernisajului expoziției de pictură desfășurat la grădinița particulară Tom și Jerry în perioada iulie. Expoziția noastră se numește Vacanța în culori. Expoziție realizată cu lucrările copiilor dumneavoastră. Acești copii, pe perioada întregului an școlar, și mai precis a doi ani școlari, au fost nu numai elevii grădiniței noastre, ci au fost și elevii opționalului de pictură, coordonat de doamna profesor pictor Gina Popa, activități care au avut drept scop dezvoltarea abilităților și, mai bine zis, șlefuirea abilităților de pictură a copiilor care, pe parcursul acestor doi ani școlari, au dat dovadă de abilități și, să-i numim într-un cuvânt, artiști în devenire. Noi am desfășurat multe activități, multe expoziții, iar această expoziție are drept o finalizare a copiilor de la grupa mare care vor pleca la școală. Pe această cale caut să mulțumesc atât părinților, cât și copiilor, cât și conducerii grădiniței particulare Tom și Jerry, care ne-au sprijinit atât în desfășurarea activităților, cât și pentru ziua de astăzi, care ne-au sponsorizat cu surprize pentru copiii care vor finaliza această expoziție. În continuare, dau cuvântul doamnei profesor pictor Gina Popa. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc, doamna Strătilă! Mulțumesc pentru implicare, organizare și găzduirea pe care mi-ați oferit-o în cadrul grădiniței. Acest moment marchează încheierea cursului de vară care a avut loc pe perioada lunii iulie în grădinița Tom și Jerry. Astăzi este ultima ședință a noastră și am vrut să le ofer o surpriză, să vedem împreună ce au făcut copiii noștri în decursul cursului. Ei s-au distrat, s-au împrietenit, au învățat foarte multe tehnici. Tehnicile sunt chiar afișate. Unele sunt vitraliu, mozaic, sculptură, papier-mâșe și alte tehnici despre culorile calde, când am realizat acest peisaj cu culorile calde și cu ajutorul cartoanelor. Și vor fi foarte, foarte multe lucruri de învățat și de aprofundat de acum încolo. Sigur, cursul se va mai relua, și în luna august, în a doua săptămână a lunii august. Noi vă așteptăm la grădinița Tom și Jerry să învățăm, să ne jucăm și să ne recreăm prin artă, prin pictură. Acum, astăzi, copiii vor primi medalii și diplome pentru că au fost foarte cuminți și foarte creativi. Cred că sunteți de acord cu mine, având în vedere expoziția pe care au realizat-o. Și le urăm, ei vor face o lucrare măscuță de carnaval, m-am gândit eu, să fie ceva de sărbătoare, pentru că astăzi, într-adevăr, este o sărbătoare, încheiem, finalizăm cursul. Deci, mult succes copiilor și mai așteptăm la celelalte cursuri de artă, de pictură, care vor mai fi de acum, sigur, foarte multe. Vă așteptăm cu mare drag! Tridente, că așa se face la carnaval, da? Dar, dacă voi doriți să vă faceți nuanțe sau tonuri, vă mai aduceți aminte cum se fac nuanțele? Da? Amestecăm culorile, da! Puteți să le faceți sau tonurile de culoare, vă mai aduceți aminte? Da! Amestecăm cu alb și negru. Deci, vreau să vă iasă cele mai frumoase
primește această diplomă și această medalie, Sara, vină puțin mai așa, pentru că a participat la cursul de fară, da? De pictură. Maria Popa, rămâi lângă mine, puiul. Rămâi așa până să ne dăm la toți. Ia. Medalia. Felicitări!